Primarul Liviu Țiroiu a ținut la începutul acestei săptămâni o conferință de presă. Acesta a anunțat că vineri s-a reușit semnarea contractului de finalizare a proiectului de canalizare pe strada Carpații din cartierul Grui, strada Ion Țicăloiu și strada Zăvoiului din Câmpul Lung. Valoarea totală a proiectului este de 2.760.000 de lei. Primarul municipiului are în vedere încă două proiecte de anvergură care se vor pune în aplicare cel mai probabil anul care vine. Mai avem încă două proiecte de puse, unul în valoare de 8 milioane de lei privind modernizarea stadionului sportiv de la liceu cu program sportiv, stadionul de atletism, și încă unul de 2 milioane privind modernizarea sălii de sport de la acela liceu cu program sportiv. Eu cred că e un lucru bun, sperăm ca și celelalte două, în prima parte a anului viitor să putem să semnăm contractele de finanțare. Urmează să depunem și alte proiecte cu infrastructură, ceea ce ne permite ordonanța 28, proiecte care le vom realiza în sfârșitul acestui an și în începutul anului viitor vom face solicitările. Probabil că inclusiv piața centrală va face obiectul unei astfel de solicitări privind modernizarea pieței centrale din Câmpul Lung. Cel de-al doilea subiect propus la conferință a fost prezentarea programului sărbătorilor de iarnă. Administrația locală va oferi daruri copiilor și celor nevoiași. Vom ajuta cu niște tichete sociale prin direcția socială, asistență socială și protecția copilului din cadrul primăriei noastre. Începând de mâine, în tot ce înseamnă grădinițe din orașul Câmpul Lung și centrul de plasament, va sosi moșul cu cadou pentru copii, va fi o festivitate, un program pe care nu vi l-am derulat aici, dar putem să vi-l punem la dispoziție chiar sorele și cum ajungem în fiecare din aceste grădinițe și centre de plasament, cu moș Crăciun lângă noi și în așa fel ca să simtă și copiii venirea Crăciunului.